Bună ziua, dragii mei! Bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șandor și vă propun să continuăm astăzi fiziologia sistemului digestiv vorbind despre absorpția nutrimentelor. Ne aducem aminte că la nivelul sistemului digestiv se realizează trei procese. Digestia alimentelor, absorpția nutrimentelor și eliminarea resturilor neabsorbite. Digestia este procesul prin care alimentele complexe au trecut prin transformări mecanice, fizice și chimice și au devenit substanțe simple, absorbabile, numite nutrimente. Prin urmare, nutrimentele sunt substanțe simple, absorbabile, obținute în urma digestiei alimentelor complexe la nivelul sistemului digestiv. Exemple de nutrimente sunt glucoza, rezultată din digestia glucidelor, acizii grași și glicerolul, care rezultă în urma digestiei lipidelor, și aminoacizii, rezultați în urma digestiei proteinelor. Nutrimentele, împreună cu apa, sărurile minerale și vitaminele, străbat mucoasele digestive, trecând în circulație pentru a fi ulterior distribuite celulelor. Absorpția, respectiv trecerea acestor produși simpli prin mucoasele digestive în sânge sau limfă, se poate face prin mecanisme pasive, care nu necesită consum de energie, și prin mecanisme active, cu consum de energie. Absorpția se poate realiza la nivelul cavității bucale, la nivelul stomacului, unde se absoarbe apă, dar se absorb și cloruri și alcool, și la nivelul colonului, unde se absoarbe apa și, de asemenea, se absorb electroliți, ca de exemplu sodiu și clor. Dar să nu uităm că sediul principal al absorpției nutrimentelor este intestinul subțire. Ne aducem aminte că la nivelul intestinului subțire există vilozitățile intestinale, adaptări structurale ale acestuia pentru a realiza procesul de absorpție. Vilozitățile intestinale asigură o suprafață mare de contact a nutrimentelor cu mucoasa intestinală. Pe de altă parte, grosimea peretelui intestinal la acest nivel este mică, astfel încât substanțele ajung rapid în circulație. Mișcările contractile ale vilozităților și rețeaua vasculară bogată de la acest nivel, atât sangvină cât și limfatică, sunt alți factori care favorizează absorpția la nivelul intestinului subțire. Apa, sărurile minerale, unele vitamine care se dizolvă în apă, aminoacizii și glucoza sunt preluați de către sânge și ajung inițial în ficat. Ficatul utilizează în celulele sale o parte din produsii absorbiți pentru a-și asigura nevoile proprii, dar și pentru a acoperi nevoile organismului. Ficatul poate construi din aminoacizi proteine importante, ca de exemplu factor de coagulare, și tot el poate depozita excesul de glucoză sub formă de glicogen, un material energetic de rezervă. Când avem nevoie de o cantitate mai mare de energie, de exemplu în cursul unui efort fizic mai mare, celulele ficatului desfac glicogenul și eliberează glucoza în sânge, putând aprovisiona astfel mușchii. Substanțele care nu sunt solubile în apă nu pot fi absorbite în sânge. Ele vor fi preluate de către limfă, dar vor ajunge în final tot în sânge. Aceste substanțe care trec în limfă sunt acizi grași și vitamine
liposolubile, ca de exemplu vitamina A, vitamina D, vitaminele E și K. Ajunse la nivelul celulelor, nutrimentele vor îndeplini diverse roluri. Rol energetic, rol structural și rol funcțional. Rol energetic au în special lipidele și glucidele. De exemplu, prin oxidarea la nivel celular a unui gram de lipide, obținem 9,3 kcal, iar prin oxidarea unui gram de glucide vom obține 4,1 kcal. Rol structural îl au atât glucidele cât și proteinele și lipidele, deoarece intră în diferite structuri celulare. Mai mult decât atât, lipidele formează depozite adipoase în jurul unor organe, ca de exemplu rinichi, ochi sau în țesutul subcutanat. Aceste depozite de grăsimi au rol de protecție mecanică și termică. Proteinele au un rol structural important, deoarece formează substanța fundamentală din structura oaselor și a cartilajelor. Rolul funcțional aparține în special lipidelor și proteinelor, care stau la baza construcției hormonilor. Din proteine, de fapt din aminoacizi, se pot construi enzime, proteine transportoare, factori de coagulare, anticorpi și multe alte substanțe care asigură funcționarea normală a organismului nostru.